Cu depozitele de petrol în flăcă, Rusia anunță că a doborât aproape 80 de drone în timpul ultimului atac ucrainean. Aparatele de zbor au vizat în special depozite de petrol pentru a lăsa fără combustibil mașineria de război a Moscovei. Au fost lovite și bazele aeriene de unde aviația rusă efectuează misiunile de bombardare asupra Ucrainei. Majoritatea acestor drone ar fi fost interceptate și distruse în Rostov-pe-Don, unde se află cartierul general al operațiunii ruse în Ucraina, în regiunile Kursk și Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, precum și în regiunea Oriol, conform Ministerului Rus al Apărării. Totodată, forțele ucrainene au atacat și aerodromul Morozovsk din regiunea Rostov și au reușit să lovească depozitul de muniții, care stoca bombe ghidate, printre alte arme, conform statului major al forțelor armate ale Ucrainei. În același timp, baza aeriană adăpostește o parte a flotei ruse de avioane Suhoi Su-34, aeronave de bombardament. În regiunea Belgorod, atacul cu dron a vizat un depozit de petrol din districtul Gubkin și a provocat un incendiu care a fost rapid ținut sub control, potrivit guvernatorului regional. Totodată, în regiunea Rostov, aflată la frontiera cu Ucraina, un atac cu 6 drone a vizat un depozit de petrol și mai multe rezervoare de combustibil au luat foc în districtul local Kamensky. A fost nevoie de mai mult de 90 de pompieri și 33 de vehicule pentru a controla flăcările. Rusia anunță aproape zilnic că a distrus drone ucrainene lansate împotriva teritoriului său, în timp ce Kievul afirmă că efectuează aceste lovituri ca răspuns la bombardamentele rusești care au îndoliat Ucraina timp de mai bine de 2 ani și că acordă prioritate țintelor militare și industriale. În acest context, armata ucraineană a anunțat că a doborât 34 de drone rusești peste noapte, în special în regiunile Herson, Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk și Kiev.